să trecem la treabă și haideți împreună să o admirăm pe tânăra interpretă Ana Bogdan, care a revenit în platoul emisiunii noastre cu o premieră muzicală realizată alături de orchestra Moldovlaska, intitulată Frunzulițe, trei arginți. Audiție și vizionare plăcută! Și frumoși, te rog, ține-i sănătoși. Mi-a mai dat și-o frățior să-l iubesc cu mare dor. Floare rar în casa mea, cu multă dragoste în ea. Să trăiască-i mei părinți, luminoși ca niște sfinți, ce-au purtat dorul mereu mie și fratelui meu. Auze, Ana, te invit să vii mai aproape de mine, să te faci comod pe canapea. Și între timp am plăcerea să te salut cu drag, să zic bună seara și bine ai revenit în platoul emisiunii noastre. Bună seara și bine am revenit, bine v-am regăsit în acest platou frumos. Văd că ați mai făcut schimbări aici și foarte confortabil, foarte frumos. Da, cam a trecut, cam acel microfon apropo e doar pentru cântat, în cazul în care ți-e comun să-l lași, pentru că ai această lavalieră conectată și zic eu că te vei simți și tu mai liber, așa, nu vei avea grijă, știi, să ții neapărat microfonul astfel încât să se audă sunetul. A trecut ceva timp de când n-ai mai fost pe la noi, ei cam aproximativ un an din câte îmi amintesc eu, sau poate chiar mai mult, însă
uite că revenirea ta a fost una întemeiată, pentru că ai venit și ai adus pentru cei care urmăresc postul nostru de televiziune o premieră muzicală frumoasă dedicată părinților. Și atunci să-mi zici cine ți-a pus titlul acestei piese și de ce nu e ceva sugestiv legat de părinți sau care conține cumva cuvântul părinți. Această piesă a fost dedicată părinților, desigur că și fratelui meu mai mare. Versurile mi le-a scris doamna Raisa Pupăză, care doresc să-i mulțumesc din tot sufletul. Sunt niște versuri de suflet care... Mai întâi de toate, eu i-am spus câte ceva din viața mea, așa, din trăirile mele, și ea a încercat cumva să le... Deci, asta vreau să te întreb. Este o piesă autobiografică, nu? Da. Așa, e despre viața voastră, despre familia voastră, despre cum v-ați dus traiul și despre faptul cum părinții au fost nevoiți să meargă la muncă peste hotare astfel încât să vă ofere vouă un viitor mai bun, nu? Da, corect. Suntem doi la părinți și... Cred că majoritatea se regăsesc în vestea mea. Așa. Da, asta e spre mare regret, știi, să zic că această piesă cu siguranță va fi împărtășită și va ajunge la inimile tuturor copiilor care au fost în această situație, a căror părinți au plecat pentru a le oferi un trai mai bun pe socotare, iar ei cumva au fost nevoiți să crească așa, bucurându-se de la acel telefon sau, bine, hai că în ultimii ani, știi, cu internetul ne-a cam ajutat, pentru că avem parte și de aceste convorbiri video și putem vorbi oricând, în orice zi, de oriunde și la orice oră, și asta ne facilitează foarte mult. Acum părinții tăi sunt la fel plecați? Tatăl este plecat peste hotare, este în Germania, mama este în Moldova. Așa, am înțeles. Deci măcar mama e alături de tine. Da, chiar dacă este Moldova, oricum ne vedem rar, fiindcă eu fac studiile la Ungheni, învăț la medicină. Evident, în momentul în care ai pomenit de orașul Ungheni, atunci mi-am dat seama că e vorba de colegiul de medicină sau centrul de educație, centrul de excelență. Nu, este colegiul. Așa, așa a rămas, deci nu s-a redenumit. Nu, nu s-a redenumit. Te-am înțeles. Hai să vorbim despre această piesă și de la cine a pornit de fapt ideea? Cui aparține ideea? Ideea mi-aparține chiar mie. Așa. Anul trecut am făcut o piesă așa mai veselă, am făcut o sârbă cu Sandu Focșa și orchestra lui. Și m-am gândit, mi-a venit ideea ca să fac și una așa mai de suflet. Și am apelat la Moldovlasca. Așa. Deja m-au ajutat, a fost cam greu, foarte mult a fost așteptarea. Asta vreau să zic, inițial de la cine a pornit ideea, de ce anume Moldovlasca? Cine ți-a sugerat sau a fost tot inițiativa ta? Am vrut cantare cu lăutarii, dar ei sunt full încărcați și am gândit că Moldovlasca tot este o orchestră care este cunoscută în toată Moldova, dar și peste hotare și așa. Cred că... Cum a fost? Da. Cum a reacționat băieții? Cui ai scris de fapt? Sau la cine inițial ai apelat? Pentru că orchestra Moldovlasca este dirijată sau condusă artistic frumos de Dorin Buldumea și Veceslav Ștepăneț. La cine dintre ei ai apelat primul sau cu ei ai scris? Iubitul meu avea numărul lui Marcel Ștepăneț și deja i-am scris, ne-am sunat, noi eram peste hotare și i-am scris, a reacționat destul de normal. Deja i-am trimis și linia melodică, care mi-a scris-o Timofei Tregubenco, care îi mulțumesc foarte mult. Așa. Și aici a început totul. Și uite, așa s-a realizat. Păi, stai puțin, vorbeam de Veceslav. Totuși voi ați trimis lui Marcel inițial și el a trimis-o mai departe, a avut grijă să o trimită mai departe. Da, a avut grijă el de asta, că ne cunoșteam mai bine cu el. Am înțeles. Și v-ați gândit voi că așa s-ar simplifica puțin lucrurile, ar fi o comunicare mai eficientă, nu? Da, da. Am înțeles. Bine, hai să vorbim și puțin și despre procesul de lucru. Știi că nu se rezumă tocmai aici. E nevoie să mergi și la imprimer. Cum a fost? A fost foarte bine. Am venit după ce am venit noi din Germania. Noi am fost în Germania pe o perioadă de timp. După ce am revenit, am fost la părinții iubitului. Am mai stat, am și lucrat puțin. Așa. Și când am revenit, deja piesa era gata. Am venit doar și am înregistrat-o. Așa. În studioul la domnul Ion Condrea.
Așa, deci și Ion Condra e implicat aici, da, în realizarea acestei producții muzicale frumoase. Da. Te gândești cumva că această piesă să se învrednicească, să zic eu așa, și de un videoclip? Da, doresc foarte mult un videoclip, dar deja cred că după ce trece sezonul de iarnă, fiindcă deja vin sărbătorile de iarnă, posibil să fac și un colind. Așa, deci nu te oprești aici? Nu. Te-am înțeles. Și ți-ai dori, bănuiesc, în acel videoclip să fie și părinții tăi? Sau, posibil că da. Sau încă nu ai ajuns la etapa în care ar trebui să te gândești despre acel scenariu, despre ce ar trebui să conțină videoclipul? Nu m-am gândit încă la un scenariu, doresc posibil că să nu mă gândesc singurică, să găsesc cineva care să mă ajute. Așa, te-am înțeles, da, cu siguranță fiecare trebuie să-și facă meseria și fiecare dintre cei care exercită o anumită meserie, cu siguranță sunt profesioniști în domeniul lor în care activează și ei sunt cei care vin cu sugestiile, cu ideile cele mai bune. Da. Așa, uite că ai zis că ești elevă, de fapt se consideră, da, la colegiu, ești elevă la colegiu de medicină. Da. Ești primul an? Da, sunt primul an. Așa, și de ce la Ungheni, de ce nu la Chișinău? Deoarece eu am mai făcut un colegiu, așa, a fost mai greu de intrat. Așa. Și acum au prioritate mai mare aceștia care n-au nicio facultate făcută și a fost cam greu să intru. Am încercat și la Chișinău, dar nu am intrat. Am înțeles. Deci totuși îi facilitează pe cei care vin pentru prima dată la studii, da, la colegi și ulterior cei care au mai trecut prin asemenea instituții de învățământ. Da. Te-am înțeles. Să știi că e valabil și în cazul studiilor superioare. Atunci când ai anterior deja o facultate, nu mai poți beneficia de acel buget, așa că e nevoie pentru a da o facultate neapărat să scoți câteva bănuți din buzunar pentru a achita contractul de studii. De ce medicină? De ce nu colegiul de excelență în educația artistică Ștefan Neaga? Este și... cum să vă spun... M-am gândit că fratele meu tot este în acest domeniu și mi-a plăcut. Este un domeniu în care... Știți cum, ca să lucrezi un profesor, știți că faci o gardă, trăiești acasă, poți să faci și muzică, poți să faci și mai multe așa, chestii, deci, dar... Tu ai fost cumva suficient de pragmatică, nu? Te-ai gândit că dacă fac această meserie, cu siguranță voi împina și activitatea artistică, da? Da, da, corect. Te-am înțeles. Și vorbește-mi despre cum au decurs cele cât, 4 luni? Da. 3, de fapt, înspre 4. Cum sunt? Cum e această perioadă de studii? Nici la muzică nu mi-a fost tare ușor. Când vii de la greu la greu, nu-ți pare atât de greu. Dacă vii de la greu la ușor, e mai bine. Am înțeles. Deci ești cumva călită în acest, în acest da, sens. Încerc să... Și ai reușit să faci cumva cunoștință și cu orașul Ungheni? Cum îți pare? Este frumos, sunt parcuri frumoase. Cam acum nu prea... Ai ce vedea deja când o să ningă, când o să ieșim seara, o să facem poze. Bine, că acum e o perioadă în care e mai sumbru așa în Republica Moldova. Da, nouă ne place fie când e verde, când e multă zăpadă, da, nu? Am înțeles. Ai zis că ai fost în Germania, dar pe lângă toate vreau să-mi vorbești despre ce s-a întâmplat în viața ta și ce ai mai făcut, uite, în perioada asta de când n-ai fost pe la noi. Ce am făcut... A fost vara, a fost nunta fratelui meu. Așa. Mai apoi noi am mers în Germania, acolo am lucrat puțin și ne-am gândit... Ai lucrat? Uite, da. În ce domeniu? Am lucrat la un magazin de haine. Extraordinar, dar în ce limba ai vorbit? În rusă vorbeam, că erau mai mulți ucrainieni, erau pe acolo și... Deci, cumva, asta, limba de comunicare era rusă, pentru că mă gândeam că poate cunoști și limba germană sau engleza. Foarte, așa. Te-am înțeles. Cum e această experiență de muncă? Ți-a plăcut? Este greu, nu e așa cum ne se pare nou că ne ducem și facem banii cu ciocanul, nu. Este foarte greu. Deci, vreau să declar asta pentru toți care n-au avut această oportunitate de a merge să muncească, bine că cu vizitatul și cu vacanțele tuturor ne place și se creează impresii, wow, cât de bine, da, să trăiești acolo și cât de bine o duc oamenii. Dar în momentul în care mergi acolo și să muncești, te dai seama că nu e chiar așa cum pare. Foarte...
Poate pentru acești, pentru oamenii mai în vârstă, deja își dau seama că au copii, au și le trebuie. Dar noi, până când viitorul ne e înainte, cred că noi pentru noi. Și mai aveți, într-adevăr, mai aveți suficient timp la dispoziție pentru a face aceste studii de care e nevoie pentru a vă încadra în anumite domenii de activitate care să vă placă, în primul rând. Asta contează. Că, se zice, omului căruia îi place ceea ce face, nu muncește nicio zi. Da, corect. Așa, acum eu nu ți-am dat întrebat ce s-a mai schimbat în viața ta, pentru că mai urmărim și noi din când în când rețelele de socializare și așa. Și aș vrea să ridici mâna dreaptă în sus. Așa, felicitări. Tu tot îi zici iubitul meu, dar voi v-ați logodit în luna august, nu? Da, noi ne-am logodit, deja noi. Până când nu-i soț, că nu ne-am înscris. Nu v-ați înregistrat, n-ați avut cununia religioasă, înregistrarea oficială, căsătorie? Până când nu. O să urmeze. Și cum a fost? Dar intuiai, pentru că noi femeile dispunem de o intuiție foarte dezvoltată. Și multe dintre femeile care au avut parte de această cerere în căsătorie vorbesc despre faptul că eu cumva intuiam, îmi dădeau seama că urmează acest moment. În cazul tău, cum a fost? Simțeam, dar nu m-am gândit că o să fie așa de degrabă, fiindcă, nu știu, era totul bine la noi. Vorbesc de fapt despre voi, erați cei care aveați o relație serioasă, dar fiind faptul că dacă ați fost și la părinții lui. Da. Dar nu te-ai așteptat că chiar atât de vreme? Da. Și cum s-a întâmplat? Cum s-a întâmplat? Într-o seară eram la Chișinău, a doua zi trebuia să fie cu mătrie nepoții și mele. Așa. Și seara mi spune, hai să ieșim la o cafea, când vine cu florile, cu inelul și a fost pe neașteptate. A fost bine, vorbește-mi despre reacția. Cui ai dat primul telefon să-i spui marele anunț? Mamei. Am sunat-o pe mama, i-am spus și... dar ea știa. A, deci mama a fost complice. Da, mama știa, fiindcă iubitul meu mai întâi a vorbit cu fratele. Așa. Și cum să nu-i spun? Cumva și-a cerut cumva permisiunea să te ceară în căsătorie? Nu, fiindcă deja nu suntem minori și... Te-am înțeles, da, bine, așa, dintr-un oarecare respect, știi? Poate să mai păstrează acele tradiții. Sunt cupluri în care părinții nu se înțeleg cu copiii și, da... În cazul vostru, deci toată lumea e împăcată și sunteți familia cea prietenoasă. Da, corect. Și atunci țin să te întreb dacă bat în curând cumva clopote de nuntă, dacă preconizați marele eveniment sau încă nu? Peste câțiva ani. Acum nu dorim, fiindcă dorim mai întâi să avem un lucru, să fie totul așa aranjat cum trebuie. Da. Te-am înțeles. Eu vă doresc vouă amândurora mult succes și pentru cei de acasă vreau să menționez faptul că iubitul tău, după cum îi zici tu, logodnicul tău, mai exact, este tânărul interpret de muzică populară, Roman Popovici. Pur și simplu, poate sunt cei dintre care nu știu sau care au uitat, ziceam eu să le amintesc acest fapt. Ana, eu îți doresc mult succes, atât ție cât și lui. Roman, de altfel, este cel care stă în culise acum și bănuiesc că dacă a avut acces la regie, atunci a fost cel care a pozat toate monitoarele de control de verificare. Da. Iar pe această cale să știi că îți doresc mult succes atât în domeniul artistic cât și domeniul medical, dacă mulțumesc tot ai pășit pe acest râm. Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Te așteptăm în momentul în care te gândești să faci un videoclip, dar vorbeai tu de un colind. De fapt, te așteptăm inițial cu colindă și apoi cu videoclipul. Da, desigur.